Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Assassin's Creed Brotherhood în limba română. În episodul anterior, după cum știți, am terminat de construit toată Roma, aproximativ, aproape tot. Am reparat ultimul blacksmith, ultimul tiler, aproape tot. Au mai rămas doar clădirile alea mari. Am localizat și fiecare vio punți din Roma, 24 din 24. Am distrus și toate turnurile Borgii. Deci nu prea ne-a mai rămas mare lucru de făcut. Ia să vedem. Mă refer acum la construirea Romei. Ar mai fi să reparăm podul ăsta. Deci ar mai fi unul aici. Două. Dar și cred că asta o să facem în episodul ăsta. O să construim și podul ăsta. Deci hai să facem acest lucru. Pornim din partea asta. Mai sunt încă patru bucăți dacă nu mă înșel. Mergem aici direct. Bam, 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 bam. Hai bă, nu am băgat ăla. Am zis că mergem aici. Ok. Dar, aha, gata, hai că apare. Bun. Nu uitați, prieteni, să dați acolo un mare, mare like. Mă ajută foarte mult, bineînțeles, știți deja chestia asta. Hai că am sărit și eu bine. Bine spre săritură, Enzo. Hai bă, te-a blocat, s-a blocat ăsta. Ok. Ia să vedem, cred că trebuia să merg pe partea aia altă, dacă nu mă înșel. Sau poate că e bine și pe aici, hai să vedem. Încercarea moarte n-are, iară vorbesc prost. Am filmat niște strongul, așa de prost am vorbit acolo, sper să nu fie așa și aici. Doamne ajută. O să ne uităm puțin la asta, să vedem dacă ne mai putem da ceva upgrade. Ar fi bine dacă am putea. Așa, assassination. Putem să mergem să recrutăm încă 3, ok. Trebuie să mergem să recrutăm, au murit ăștia. Zero skill point-uri, ăștia sunt de level maxim deja. Nu mai pot să bag nimic ani. Gen. Ok. Ăștia așa. Uite, ăsta are un skill point. O să-l bag în armor. 0-0-0, ok. Hai să zic ce contracte mai avem. Un contract în Florența, ok. Hai să-l facem pe ăsta. O să facem așa, băgăm unul de ăsta și unul de ăsta. Ok, bun. Barcelona, ia să vedem. Avem și aici două contracte. Enter. Unul de ăsta și unul de ăsta. Start mission, accept. Ok, hai să o facem și pe asta. Ok. Viena. Două contracte și aici. Nice. Îi trimitem pe toți trei că au rămas ei ultimi. În regulă. Mamă, ce mai? Mai am de ăștia? Uite că mai am unul. Ok, bun. Ok, ar trebui să mergem să mai recrutăm încă 3. Cred că o să mergem, dar puțin mai târziu. Momentan n-aș vrea să fac chestia asta cu podul. Și cu Remulus. Cred că o să o facem tot în episodul ăsta. Încă o mică parte din misiune. Tararam pam pam. Pararam pam pam. Ok, dar nu am niciun arhitect aici. Trebuia să am unde ăla. Și eu nu-l văd. Nu-l văd pe Bulangiu. Fie aici, în față. Nu e, tate. Deci aici nu e bine. Ceva nu e bine aici. O fi mai în față? Bulangiu? Da, ciudat. Hai să mergem mai în față. Poate... poate, poate. Ia să vedem următorul unde este. Deci e ceva ciudat aici, nu știu. Sau poate astea deja sunt reparate, ia. Da, bă, astea sunt deja reparate. Ăsta ar fi următorul, gen. Da, 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 da. Deci aici trebuie să ajungem, tocmai, mamă, avem ce merge.
Da, vreau să fac chestia asta ca să scăpăm și de podul ăsta. Vreau să scăp de chestiile secundare, după care o să stăm doar pe poveste și doar pe poveste. O să vedeți. 2-3 episoade cu misiuni secundare, restul poveste. Nu mai sunt așa multe părți secundare, foarte puține au mai rămas. Ar mai fi să reconstruim toată Roma, toate clădirile alea mari. O să facem și aia într-un episod. Vedeți și voi, strâng bani, avem 75k și clar o să strângem de acum încolo. Nu prea o să mai... Mamă, până m-am băgat și eu, frate. Nasol. Nasol până m-am băgat. Uite, avem aici o clădire, dar nu o reparăm acum. Vreau să fac un episod special în care reparăm toate clădirile. Vreau să mă uit aici la o chestie. Ia. 90% rebuild, vedeți și voi. Anticodist 79. Ah, bă, trebuia să mă vadă ăștia. Fix acum trebuia să mă vadă. Really? Nu mă prindeți, nu mă prindeți. Ho, ho, ho. Ok. Uite-l pe arhitect, nice. Bun, upgrade 2625. Și mai avem încă două, dacă nu mă înșel. Ok. Încă 3 mai avem, lol. Ia să vedem unde sunt alea 3. Nu le-am văzut eu. Deci mai e unul aici. Ok. Și celelalte? Eu nu le văd ce... Mamă, frate. Stai așa că mi-a dat cu... Cu virgulă aici. Deci bam, bam, bam. Mai e ăsta 1, 2, uite. Pe al doilea. Dar al treilea nu-l văd, frate meu. Deci pe al treilea nu-l văd. Ori sunt eu prea chior. Ori nu pot să-mi dau seama. Mai să ne uităm o dată. Deci aici e reparat. Bam, bam, bam. Bum, bum, bum. Uite, mai avem și un de ăsta. Uite aici, de reparat. Nu văd, jur. 1, 2 și al treilea, habar nu am unde-i. Bă, hai să le reparăm pe astea două și om vedea unde sunt și alea. Nu pot să-mi dau seama. Mamă, ce muzică. În regulă. Enter. Upgrade. Pod. Rebuilding. Easy peasy. Și ar mai fi două, dar nu știu unde sunt alea. Bine, unul știu, dar unul nu. Deci mai sunt două încă. Ok. Hai să vedem. Deci mai e ăsta aici. Odată. Și ultimul chiar nu pot să-mi dau seama unei. De jur. Hey, hey! Ultimul nu există, guys. Fucking shit. Fucking shit. O să mă uit pe net să văd. O să mai arunc o privire. Dacă nu-l văd, nu-l văd, aia e. Ok, upgrade. Hopa, de la aer omul de acces rebuild. Super, 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 super. Ia să vedem. Sper că am reparat o părticică de remul, să zic așa. 7 din 8, ok. Și ar mai fi unul singur, dar unde o fi ăla? Aruncăm o privire, deci hai să o luăm de aici, bam. O luăm din capătul ăsta.
Bum. Mergem așa, bam. Aici nu e nimica. Ok. Reparat. Aici cu Remulus, două reparate. Trei reparat. Ăsta trebuie să venim să-l reparăm, că am uitat. Ok. Repara și ăsta 4. 5. 6. 7 ăsta. Și ultimul. Nu-l văd, căcat. Ultimul nu există. Hai să vedem pe unde o ia el. Deci o ia așa. Fui pe aici, pe undeva? Nu, cred că o să mă pune să văd. Nu, nu-l văd. Și ar trebui să apară. Că am luat toate viewpoint-urile alea. Dar nu-l văd. Nu-l văd, frate. Unde-i capătul podului? Nu, nu-l văd. Nu o să mă bine să văd unde e. Nu stăm acum să ne uităm 5.000 de ani. Hai să mergem la Romulus să vedem ce se mai întâmplă cu acest monstruleț mic. 400 de metri, ok. Chemăm căluțul și dăm, îi dăm să zacă. Mai avem nevoie de două pergamente pentru a deschide marea poartă către marea armură al Romulus, gen. Sunt tare curios ce armură o să ne dea. Dacă e vreo armură. Parcă așa era, dacă mi-aduc eu bine aminte. O fi asta? Ia. Cred că asta nu e reparat. Nu, asta e reparat. E reparat, e reparat asta. Ia. Da, e reparat asta. Mă gândeam că asta o fi. Ok. Mamă, cât aveați, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 de bolinuțe. Nu știu dacă merge mai mult, dar cred că o să meargă, cred că o să meargă mai mult. Cred că merge undeva la 24 maximum. Upgrade-ul la armură. Este tare curios armura aia acolo. M-am plictisit de armura asta, sincer, o singură armură în tot joc ar fi stupid. Zic și eu, pălămă. Ok, văd că avem și un chest aici undeva. Hai să luăm, nu lăsăm. 151, bun. Hai că aproape am ajuns la Romulus. Sunt tare curios, ce misiune. Deci e foarte greu, e foarte greu. Ați văzut și voi ce am pățit data trecută când am încercat să ne infiltrăm la Romulus. Dacă n-am stat acolo jumătate de oră. Noroc am meditat cât de cât. Eu nu știu la cât am început episodul. Oricum facem misiunea asta cu Romulus, mai mult ca sigur, în episodul ăsta trebuie să o facem, neapărat. Să sperăm că nu e grea, să nu fie foarte grea. Doamne ajută. Deci, aici undeva ne arată că ar fi, dar nu e aici. Trebuie să intrăm undeva de sub, crie sau deasupra. Hai să mergem deasupra prima și prima dată. Deși nu prea cred că o să fie deasupra, gen. Cine știe? Ok. O fi prin înăuntru pe aici? Ok, da, uite că am găsit intrarea. Bine, hai că e bine aici. E bine, e ușor. Bine că am găsit intrarea. Uite unde își avea ăsta intrarea, vizuina. Nu, băiatule. Layer the Romulus. Let's go, man. Hai să vedem ce se mai întâmplă.
Ok, ride up of the old residence to find the shrine to Romulus. Ok, trebuie să găsim din nou pergamentul ăla. Trebuie să găsim o cale în basilică. Ia să vedem care o fi calea aia. Mamă, cât de... cum arată, frate. Pe unii ar trebui să merg în primul și în primul rând. Habar nu am. Deci... o fi pe aici, cred. Zic și eu. Pălă mă, deși ăla mi-arată că ar fi înapoi. Mamă, ce voci, frate. Cred că e bine pe aici, adică nu știu. Ok. Hai să vedem. Nu e bine pe aici, în niciun caz. Trebuie să urcăm acolo sus, dar nu știu cum. Cred că pe aici, pe undeva. Deci trebuia să urcăm pe sus. Hai să vedem. Mam, o să fie destul de greu, v-am zis. Misiunile astea sunt incredibile. Ok. Nu e bine nici pe aici, frate meu. Pe aici? Cred că nu e bine pe aici. Gen, aici e blocat. Poate trebuia pe sus, gen. Ia. Aia e blocată. Nu știu aia dacă e o bortă acolo sau pâlă, mă. Sau pot să iau prin stânga, gen, ia. Nu. Pe acolo, pe sus. O fi. Hai să ne întoarcem înapoi. Cred că nu e bine pe aici. Cred că e pe sus, pe aici, pe undeva. Deci nu știu cum o să ajung eu aici sus, că nu merge. What the fuck, man? Băi, ești prost la cap? Pe unii căcat trebuie să o iei, deci nu pot să-mi dau seama. Aici am rămas blocat, jur. Aici e închis, ok. Înapoi. Deși nu prea cred că trebuie să mergem înapoi, pâlă mă. Hai să mergem, nu știu, poate am ratat eu ceva. Căcat, nu pot să-mi dau seama. Nu pot să mă urc pe nicăieri. Nu pot să mă prind nimica. Să nu zici că trebuie să caut pe nesă, să văd cum se face chestia asta. Și prost la cap. Okay. Da, și ce aș putea să fac eu de aici? Nimica. Nimica, bro. Nu știu ce trebuie să fac aici. Cred că trebuie să mă uit pe net din nou. Deci de aici am venit. Ok. No, trebuie să ne uităm pe net, clar. Acolo oricum e blocat. Cred că pe aici. Nu pot să-mi dau seama, jur. E piste puterile mele de a înțelege partea asta cu Romulus. Prea se crezi, jur. Normal și normal pe aici trebuia. Că aici ne duce jocul. Hai să mai mergem o dată. Până mă, poate ne-am misiunea salt. A, aia cu misiunea. Ok. Poate am ratat eu ceva aici. Nu știu, zic și eu. Nu, o fi pe aici, nu știu. Ok, uite pe acolo, bă, trebuie să mă duc, frate. Acum agăți eu acolo, uite așa, bă, bă, ce prost sunt și eu. Hai că e bine, frate. Hai că e bine. Tot am descoperit singur, fără net. Ba nu-i bine pe aici, lol. Mamă, ăsta, cred că e cea mai grea parte. Și vocile alea mă sperie, sincer. Și o filmez la două noaptea. Prea bine. Prea bine. Cred că trebuie să mă prind ușile alea. Am lucrat sigur, da. Uite un steag acolo. Dacă am căzut acum jos, e bereaua. Ok.
Hai să mergem să luăm și steagul ăla. Ok. Uite că am rezolvat problema și de unul singur, fără să mă uit pe net. Cam greu, dar am rezolvat-o. Stai că abia a început, frate, cine știe cât mai ține așa. Încă n-am dat de ăia. Lupișori. Opa. A, a căzut ăla, bine, că ne putem prinde gen. Dacă vom... Now I can get back up here. Putem să ne urcăm ușor acum. Trebuie să ne cățărăm pe asta, să ajungem pe partea aia altă, tocmai. Foarte greu, ce să zic. Nu zic nimica. O să fie iar un episod foarte lung, dar aia e. If I fall, that will aid me. Ok. Hai să vedem care-i calea. În baselica aia. Morții. Totul e distrus aici, până mă, unii ascuns. Ok, și acum ce ar trebui să fac? Cred că am eșuat. Sau? Morților, nu mai înțeleg. Ok, pe aici nu ne putem urca. Mamă, frate, cât e de greu. Cred că pe aici trebuie să venim. Mamă. Mamă, frate. Încă un steag, ok. Și ce trebuie să fac acum? Mamă, ce m-am speriat iară de sunetul ăla. Cred că trebuie să vin aici, în brațele. De ce ar pune chestia asta? Cred că aici trebuie să fac așa gen. Și acum? Ce ar trebui să fac aici, frate? Trebuie să ajung pe partea aia. Acum ajung acolo, căcat. Deci jur că nu știu cum. Ah, ba da, uite, am văzut, gata. Deci trebuie așa. Bă, nu mi-a ieșit. Deci cam asta e chestia. Trebuie să ne prindem de aia. Mamă, 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 frate, cât e de greu. Jur, foarte grea misiunea asta. Nu știu cum e ultima, adică stați așa, că încă n-am ajuns la ultima. Asta e penultima. Încă o dată. Hai să vedem. Prindem viteză. Bam, 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 bam. Hop. Așa. Da, trebuia să apăs shift, cred. Cred că trebuie să apăs shift acolo. Mai mult ca sigur, ca să mă prind. Nu se prinde asta singur. E prost. Asta e că trebuie să vin de fiecare dată aici. Și mă nervează chestia asta. Hai să mai încercăm o dată. Bam, bam, bam. Hop. Așa, bine-s. A, știi să mă prinde aia. Ce căcat. Mamă, frate. Stați așa că încă nu e gata. Am transpirat, transpir tot, nu mai pot. Și bă, eu cred că nu e bine deloc. O fi bine pe aici? O fi bine pe unde am venit eu? Cred că e bine, până mă. Mamă, cât e de puzzle, frate, jocul. Ce puzzle, frate? Mai ceva ca în Risen 2, mai ceva ca în Gote, mai ceva, mamă, eu n-am văzut așa un joc puzzle. Foarte puzzle. Și încă n-am intrat în basilica. Abia acum am ajuns aici, frate. Opa. Ce nu zici că trebuie să mă prind de aia? Ba da, bă.
Oh my god, man. Oh my fucking god, guys. Oh my fucking god. Dați acolo un like, dacă nici asta nu merită un like. Mamă, ce greu e. Mi se pare super greu. Nu știu, nu-mi vine să cred că eu îl controlez încă. Cred că să mă prinde astea. Oh my god, man. Foarte greu, frate. Acolo e un steag, să riscăm, să mergem la el, nu știu. Nu, nu riscăm. Nu vreau să risc, nu știu dacă e bine pe acolo. Și nu vreau să risc deloc. Opa. Ce s-a întâmplat? That could help if I fall. Ok, se pare că dacă vom eșua, vom putea veni de aici. Până mă. Hai să vedem. Mai mult? Tare curios sunt, cât mai, că deja... Mamă, unde trebuie să ajungem? Tocmai acolo trebuie să ajungem, guys. Ai poarta, succesul. Enter de shrine-ul, Remulus. Cum căcat, că nu mai știu ce trebuie să fac aici. Cred că trebuie să merg așa, pur și simplu, nu? Pe jos, pe aici. Ia. Voi putea deschide poarta așa, easy peasy? Eu văd că sunt mai multe uși, dar nu știu cum pot ajunge acolo. Ia, venim aici. Ah, cred că putem deschide. Sau avem nevoie de ok, cred. Nu putem deschide, fie antenă. Ia, trebuie să o luăm pe sus, bă, băiatule. Și avem chestia aia în stânga care ne poate ajuta. Ok, tai că trebuie să-i dăm... cu pistolul, gen. Stai așa. Așa. Bun. Ia zic ce se întâmplă. S-a deschis o poartă. Aoleu, ce pază. Trebuie să deschidem porțile astea ca să deschidem pe aia mare. Zici că suntem în Gothic 2 Night of Raven, jur. Cât e de puzzle jocul, n-am place. Ok. Ce ar trebui să fac eu aici? Habar nu am. Trebuie să mă cață pe sus pe acolo, cred. Chiar nu pot să-mi dau seama ce ar trebui să fac eu aici. Ok. O luăm pe aici, tate. Să vedem ce se întâmplă. Ok, dar... Totuși, uite, mai avem unde asta, ok, ia să vedem. Asta e o masă de aia, de construcție. Putem lua gloanțe, super. Nice. Ok. Mai avem încă unul acolo, l-ați văzut. Mamă, frate. Chiar că e greu ăsta, tate. Chiar că ăsta e greu, tare. Și ce-a dat jos, că eu încă nu am înțeles. A dat-o de aia, unde o fi aia? Cred că trebuie să mă prind eu de astea. Hai că m-am și prins dacă e. Ah, super. Nici nu pot să-i dau 100%, că am căzut ca bou. Cred că mă pot prinde de alea. Mă loc să mă uit și eu. Și trebuie să mă urc, cred că iară sus acolo. Că de acolo trebuie să ne prindem de alea, să mergem pe sus ca să intrăm în partea aia. Mamă, cât e de complicat, jur, e foarte complicat. Cât e ceasul? Da, clar, o să fie un episod de oră. Ăsta chiar că va fi primul episod de oră al Assassin's Creed 2. Assassin's Creed Brotherhood, sorry. Să fie episod de oră. E foarte complicat, tate. Nu știu ce trebuie să fac aici. Nu ne putem prinde de alea, cred. Nu merge. De alea nu ne putem prinde, cred. Deși aș mai încerca o dată. Nu.
A dat ăla jos, unde căcat ăi? Mai e unul pe partea aia, la altă. Oare mă pot prinde de ăla? Nu cred. Pai de până. Bam. Și trebuia să urcăm mai sus, o leacă. Vezi? Cam aia e chestia. Nu e așa că e easy peasy. Bineînțeles, bam. Sărim pe ăla. Cred că trebuie să sărim pe partea aia, gen, așa. Easy. Peasy. În sfârșit, în sfârșit, frate. Ok, și dacă e ceva, putem reveni pe aici, adică. Dacă vom eșua. Perfect. Route up if I fall. Mm-hmm. Să sperăm că nu vom mai eșua. Ok, acum gen trebuie să ajung pe partea asta. Și cum facem chestia asta, trebuie să ne urcăm pe undeva. Și nu pot să-mi dau seama pe unde. Hai să vedem. Ce ar trebui să fac? Deci nu mă pot urca acolo, gen. Încerc o dată, poate, poate. Nu, nu merge. Bine, că acolo nu e nimic, cred că în camera aia. Cred că trebuie să cobor jos de tot. A, super. Ok, și acum. Și acum ce trebuie să fac? Să mă duc și pe ăsta să-l... Nu pot să-mi dau seama. Iar trebuie să mă uit pe necrit. Ia, poate aici trebuie să fac ceva. Bine, că și aici trebuie să-l activăm, dar nu știu cum să-l activez pe ăla, gen. Deci ăla nu pot să-mi dau seama. Ok, prieteni, am revenit. Da, știu acum ce trebuie să fac. Trebuie să plecăm în primul și în primul rând de aici. Trebuie să mergem înapoi. Hai să vedem. Nu mai știu exact unde a căzut căcatul ăla. A căzut undeva pe aici, parcă. Uita-l aici, bun. Deci nu mai avem mult, doar că... Da, până mă, e destul de complicat să mai te uși prin internet. Până îți dai tu seama, singur, te prinde anul. Pur și simplu. Nu mai termina nici la anul, dacă nu mai te-am prinit. E destul de complicat. O să vedeți imediat, nici nu mă gândeam. Ok, hai să sărim pe partea aia alaltă. Armura e stricată rău, vedeți și voi. Deci tot ce trebuie să facem, eu mă gândeam că trebuie să ajung acolo, dar în niciun caz. Chestia e groasă rău, trebuia să facem chestia asta aici. Foarte complicat. Hai pe urc pe sus, așa. Ok. Bine-s. Acheșuam acum Belean Carasu. Acum trebuie să mergem pe partea aia alaltă. Ok, și trebuie să mergem tot înainte. Trebuie să mergem să activăm și ăla. Ultimul. Ok. 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 Bine-s. Bine-s. Bun. Ok, hai că am ajuns în cele din urmă. Ăsta e ultimul. În sfârșit, guys. În sfârșit am spart poarta. Deci cam asta era chestia. Să doborăm poarta cu acea cruce. Și acum putem să mergem să ne luăm și noi comoara, recompensa, bineînțeles. Hai să facem chestia asta. Și da, episodul ăsta va fi foarte lung. Bineînțeles, va fi și puțin editat, ca să nu vă plictisiți la câte rateuri am dat. Ați văzut și voi multe rateuri. De fapt, voi nu o să vedeți. Eu nu știu cum să deschid porțile astea, gen. Deci astea nu știu dacă merg deschise, gen. Habar nu am, dacă știe cineva. Probabil vin pe altă parte, habar nu am. Dar eu vreau să ajung aici. Ok, în sfârșit.
Opa, mai venim. Ah, ok, am înțeles. Deci trebuie să coborâm pe aici. Am înțeles, am înțeles. Hai să facem chestia asta. Nu știu, sunt două? Nu, e una singură. Ok. Mai avem și câteva chesturi aici. Nice. Să nu uităm că trebuie să urcăm înapoi, să luăm pergamentul, Doamne ferește, să uităm. Și să ies ca bou și să încep din nou. Ar fi prostie, mamă. Golden God, nice. Ok, și mai sunt încă două chesturi aici. Bun, asta e partea aia din spate, pe care nu puteam intra. Acum putem intra, bineînțeles, am și intrat, am și furat. Da, nu cred că o să mai filmez în seara asta, că s-a obosit rău. Am zis că mai filmez vreo 2-3 episoade, dar misiunea asta m-a terminat pur și simplu. M-a terminat, uite și la ăsta, uitați-vă la ăsta, ce face. Ia uite, băi frate, băi, oprește-te, Enzo, ho. Așa. Incredibil. Ia uitați-vă la Enzo, a nebunit Enzo. Ăsta e penultimul, guys, mai avem nevoie de unul singur. Return to Roma. 5 din 6. Asta a fost mai mult puzzle, dar a fost unul foarte greu. 6 din pâine am putea ieși, uite pe aici. Nice. 2200, 50% pentru că ne-am luat damage, prea mult, nu trebuia. Dar e bine așa, e misiune grea, adică, na, până mă, ați văzut și voi, ne-am chinuit puțin cu misiunea asta. Dar am făcut-o, nu ne-am lăsat. Nu ne-am lăsat. Ok, și tare curios sunt dacă s-a deblocat și ăla, nu prea cred. Ultimul Romulus, ia să ne uităm puțin. Mamă, cât acestu. A apărut o grămadă de chesturi, frate. Deci nu a apărut Remulus, nu văd niciun Remulus pe aici. Ok, încă nu a apărut, din câte văd eu. Nu. No. Dacă apărea, îl vedeam. Probabil îl apare puțin mai târziu în joc, trebuie să avansăm cu misiunile principale. Dar vreau că au apărut niște misiuni secundare pe aici, asta se nește în contract, uite. Da, în episodul următor cred că o să ne ocupăm de Templar Agent, să le facem pe toate, mai recrutăm niște asasini, tot așa niște misiuni, niște chestii secundare. Să găsim și partea aia a podului, să vedem unde este ultima. Că nu știu, uit tot pe să văd. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați acolo un mare, mare like, un subscribe, un share. Eu am fost Mitică, toate cele bune, respect, pa, pa!